La ora 13:30 de minute, cancelarul Germaniei va ajunge aici la Palatul Victoria, va avea o întrevedere cu premierul Marcel Ciolacu, vor discuta aproximativ 45 de minute, vor vorbi despre investițiile germane în România. Germania este principalul partener comercial al țării noastre, există 24.000 de investiții germane directe în România, dar și despre intrarea țării noastre în spațiul Schengen cu frontierele terestre, vor discuta și despre tot ceea ce înseamnă consecințele invaziei ilegale și nejustificate a Federației Ruse în Ucraina și despre producția de pulbere, fiindcă în perioada următoare compania Rheinmetall va contribui în mod direct la reluarea producției de pulbere în județul Brașov. E un parteneriat foarte important între statul român și statul german. Vor discuta totodată și despre modul în care vor trebui luate măsuri în lunile și chiar în anii următori pentru tot ceea ce înseamnă componenta de apărare la nivel european.